Constantin Popovici a urcat din nou pe podium în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă. Românul a încheiat pe locul 2 în Canada. Popovici a reușit o săritură aproape perfectă la Montreal, unde a fost întrecut doar de liderul clasamentului. Românul e acum pe locul 3 în clasamentul general. Cel de pe locul 1 a sărit foarte bine și chiar nu prea aveam ce să fac, trebuia să sar extraordinar de bine. La Montreal, trofeele pentru medaliați au fost în forma platformei de aproape 30 de metri de pe care au sărit în apă. Înainte să sar am stat câteva secunde și m-am uitat așa la tot Montrealul. Și era așa de liniște, toată lumea era concentrată să vadă ce fac.